Principalul suspect în violul și omorul tinerei de 19 ani din Orhei, ce era însărcinată în luna a șasea, a fost trimis pe banca acuzaților. Anunțul a fost făcut de procurorii din Orhei. Potrivit acestora, inculpatul riscă închisoare de la 15 la 20 de ani sau detenție pe viață. Totodată, anchetatorii anunță că au primit raportul de expertiză judiciară, potrivit căruia inculpatul nu suferea de maladii psihice cronice sau tulburări de personalitate și, prin urmare, este responsabil de propriile acțiuni. Amintim că victima, în vârstă de 19 ani însărcinată în 6 luni, a urcat în data de 12 aprilie într-o mașină de ocazie la o stație de așteptare a transportului public din orașul Orhei, după care a dispărut. Principalul suspect în acest caz este un fost polițist și angajat al unui penitenciar din țară, în vârstă de 45 de ani. Potrivit procurorilor, acesta ar fi dus victima mai întâi la domiciliul său unde ar fi violat-o, iar în dimineața următoarei zile a transportat-o într-o fâșie forestieră. Ca să ascundă urmele crimei, acesta i-ar fi aplicat mai multe lovituri, inclusiv în regiunea capului, până când tânăra a decedat. Cadavrul victimei a fost depistat după 8 zile de căutări într-o pădure aflată la 21 de kilometri de casa suspectului din satul Chițcanii Vechi, raionul Telenești. Inculpatul se află în arest preventiv, iar avocatul său a declarat anterior pentru presă că suspectul pledează nevinovat. Acesta este pus sub învinuire în trei capete de acuzare răpire, viol și omor intenționat al unei femei însărcinate.